Gândindu-mă că sunt și adolescenți aici, poate că ar fi bine să spun câteva cuvinte pe care fratele Sami, pe care l-am invitat deja să fie aici, o să le traduc în limba engleză. Dragii noștri, indiferent ce vârstă are mama sau tata când pleacă la cer, beloved, no matter what age our parents have when they go to heaven, suferința este mare. Suffering is huge. Însă Dumnezeu poate să vă mângâie, but God can comfort you, și să vă dea o perspectivă nouă. And give you a new perspective. Pavel vorbește în Filipeni despre faptul că moartea este un câștig. Paul talks about death in Philippians as being a gain. Vă trece prin minte vreun argument care sprijine paradoxul acestei afirmații? Can you think of any counter-argument about this expression? Ce câștig se există în moarte? What gain would you find in death? Când moartea este un câștig? When is life a gain? Încercați să vă gândiți la câteva posibile răspunsuri. Try to think of a few possible examples. Atunci când omul moare, fiind mântuit. When a person dies and he's saved, asta înseamnă că merge în cer. This means that he goes to heaven. În cer nu poți să mergi decât numai dacă mori. In heaven you can only arrive if you are saved. Viu, n-ai cum. Alive you cannot go there. Corpul ăsta nu rezistă. This body cannot transcend into heaven. Însă nu toți oamenii care mor merg în cer. But not everyone that dies goes to heaven. Apoi este un câștig pentru cei care, murind, rămân în urma lor o familie de oameni mântuiți. Then there is a gain for those who are left behind because of their ancestors. Face vreo diferență să ajungi în iad sau rai? Does it make a difference when you end up in life, whether you end up in hell or heaven? Dacă face, înseamnă că a ajunge în rai, în cer, este un mare câștig. If it makes a difference, the fact to arrive in heaven, that is the gain that Apostle Paul talks about. Apoi, este un câștig dacă în urma ta rămâne un model de om. Then the other gain is the model, the role model that you leave behind when you go. Mai vă amintiți ce a spus pastorul Cladovan și Bocean? You remember what fratele pastor Cladovan și Boceanu said earlier? Știți ce mi-au trecut prin minte în timp ce vorbeau? Do you know what went through my mind while they were speaking? Ideea de omenie. The idea of being a human being. Să fii om, to be a man, este un lucru foarte greu. And it's hard to be a man of character. Însă numai să fii pocăit e mai înalt decât să fii om. Only to be a Christian living lifestyle, it's a little bit harder than to be a man. Dumneavoastră sunteți cititori de Biblie. You guys read the Bible. Știți că în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, este o pildă. In the Gospel of Luke, chapter 16, there is a parable. Și pilda aceea se concentrează asupra la ceea ce se întâmplă dincolo de moarte. And this parable really talks about what happens after life. Noi spunem că nu știm ce este dincolo. We say sometimes we don't know what's after life. Dar dumneavoastră știți că noi știm ce este dincolo. But you know very well that we know what is after life. Pentru că Iisus a venit și ne-a spus ce este dincolo. Because Jesus Christ came and revealed what's after life. Dacă cineva a văzut Niagara, vine, ne povestește, noi ne imaginăm și știm un pic cum e Niagara. If somebody sees Niagara and comes back and tells the storytelling, we already can imagine what Niagara is like. Iisus ne-a spus ce este dincolo de moarte. Jesus told us whatever is after life. Și a vorbit despre doi vecini. And he talked about two neighbors. Unul care avea casă și unul care nu avea casă. One that had a home, a house, and one that was a homeless person. Unul care avea bogăție și unul care era sărac. One that was wealthy and one that was poor. Unul era bolnav și unul sănătos. One was sick, one was healthy. Unul avea haine de lux și altul avea doar ceva să se îmbrace. One had lived in luxury and the other one barely had anything. Și oamenii aceștia amândoi au murit. And both of these died one day. Știi bine că nu poți să faci ceva ca să nu mori.
You know very well that you cannot stop the process of dying. Putem să mâncăm toată salata din lume, că tot vom muri într-o zi. You can eat all the salad in the world, you will die one day. Putem să alergăm de seara până dimineața și de dimineața până seara. You can run all day long, from morning to night, from night to morning. Nu putem să scăpăm de treaba asta. We cannot escape death. Cum nu am putut evita să ne naștem. Just the fact that we couldn't escape of being born. Așa nu putem evita să murim. The same way we cannot escape of dying. Atunci când ne naștem, when we are born, Dumnezeu știe când vom muri. God knows when we will die. Între aceste două repere e timpul nostru. Between these two is our time. Timpul fratelui Gheorghe s-a terminat. The time of brother Gheorghe has gone. Nu mai poate să facă nimic, nici bine, nici rău. He cannot do anything, whether wrong or right. Poate că dumneavoastră într-o zi veți veni la mormântarea mea. Maybe someday you will come to my funeral. De aici mă voi muta acolo. From here I will move over there. Și nimeni nu va putea să oprească lucrul ăsta. And nobody will be able to stop this thing. Între naștere și moarte este timpul meu. Between life, between being born and dying is my time. Timpul dumnealui s-a dus. His time has gone. Al nostru încă mai e. Our time is now. Vreți să vă răspundeți dumneavoastră înși vă, ce aveți de gând să faceți cu timpul care a mai rămas? Can you answer yourself this question? What are you willing to do with the time you have left? Dumneavoastră știți că în sicriul ăla e și săracul și bogatul. You know in this coffin there is the rich and the poor. Știți că Biden când va muri va fi pus într-un sicriu din ăsta? Even when Biden will die he will be placed in a coffin just like this. Știți că Einstein când a murit a fost pus într-un sicriu din ăsta? Einstein when he died he was put in a coffin just like this one. Oamenii se nasc la fel și mor la fel. The people are being born the same way and they die the same way. Este ceva diferit totuși. There is something different. Viața lor. Their life. Unii trăiesc urât. Some people leave a legacy of not being worked. Alții trăiesc frumos. And some people leave a legacy behind. Dar de născut ne naștem la fel. We all are born the same way. Și la fel murim. And we die the same way. Atunci când Lazar, omul necredincios din pilda din Luca, when Lazarus from the parable from the account of Luke, a murit, when he died, el a ajuns în iad. He went to hell. Adică într-un loc unde nu e Dumnezeu. In a place where there is no God. Și vă aduceți aminte ce a făcut când a ajuns acolo? Do you remember what he did when he was there? Și a manifestat nemulțumirea. He was expressing his not being thankful. Pentru că dacă în lumea asta, în universul ăsta e un loc rău, ăla e cel mai rău loc. This is the worst place you can ever end up in. Și Scriptura ne spune că el a vrut apă. And the Bible says that he went over there. Și acolo nu este apă. And there is no water. He asked for a cup of water and there is no water there. Dacă ar fi apă, n-ar mai fi iad. If there would be water, there would be no hell. Apoi a vrut să treacă dincolo. And then he wanted to go over. Dincolo se poate trece, dar nu atunci. You cannot go over after it's too late. Dumneavoastră știți că acum se poate trece dincolo. You guys know that now is the time to go over. Când un om se pocăiește, when a guy repents, a guy or a girl repents, el primește cetățenie pentru cer. He receives the citizenship for heaven. Noi, să știți, noi emigranții știm ce valoare are cetățenia. We know what citizen is like, what the word of it. Cine nu are cetățenie când aude o mașină de poliție crede că pe el caută. Whoever doesn't have a citizenship when they see the cops, they're kind of scared. Aș vrea să închei spunându-vă și ultimul lucru. I want to end before I tell you one more thing. Până la urmă omul ăsta care a ajuns în iad s-a resemnat. This person who had ended up in hell, he gave up. Și a dat seama că nu mai poate să facă nimic. He realized that he cannot do anything anymore. Și atunci a încercat să facă ceva pentru frații lui care erau în viață. And then afterwards he tried to do something for his brothers that were still alive. Și l-a rugat pe Dumnezeu să facă ceva. He asked God to do something about this. El a avut o soluție concretă. He had a real solution. A spus să învieze cineva, să-i fie impresionant. Somebody to come back to life, a miracle.
Vă mai aduceți aminte ce a spus Dumnezeu? Do you remember what God responded? Au Biblia, frații tăi, să citească și să împlinească. They have the scriptures, they must read and fulfill what it's written. Pe coperta la o Biblie de-a mea scrie, deschide și citește. In one of my Bibles on the cover says, read and open it. Închide și împlinește. Close it and fulfill it. Soluția lui Dumnezeu a fost simplă. Au Biblia. The solution that God had, it was very easy. They have the word, the scriptures. Este cineva dintre noi care nu are o Biblie? Is there anyone here that does not have a Bible, does not have the word? Nu asta e problema noastră. This is not our problem. Noi avem o Biblie. We have a Bible. Dar nu mai avem timp să o citim. We don't have any more time. Pentru că inima noastră nu mai este acolo. Because our heart is not there. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu știe asta? Do you not know, do you not realize that God knows this very well? Ba da, știe. He knows it very well. Iar El a fost, este și va rămâne drept. He was, He is and He will be righteous. Noi nu am putea să ne ridicăm la nivelul dreptății sale. We can never get to His standard. De aceea a venit Isus. That's why Jesus Christ came. El nu a venit degeaba. He didn't come in vain. El a venit ca să ne ajute. He came to help us, să ne ierte, to forgive us, și să ne ducă în prezența lui Dumnezeu, altfel nu am fi putut ajunge niciodată. And to bring us before the presence of God, otherwise we could never end up there. În Scriptură există o întrebare pe care Dumnezeu o pune și întotdeauna mi-e greu să o repet. In the Bible there is a question that God asks and it's really hard for me to put the same question. Parcă am impresia că Dumnezeu își pierde demnitatea când pune întrebarea asta. It's like I realize that God reflects his dignity when he asks this question. Întrebarea e următoarea. The question is the following. Ce aș mai fi putut să fac și nu am făcut? What else could I have done and I didn't do it? Era comparația oamenilor cu vița de vie. It was a comparison of people with the vine. Am pus viță de vie. I planted a vine. Și nu face struguri. And it's not bringing forth fruit. Grapes. Am făcut tot ce trebuia pentru ea și nu face struguri. I've done everything that I had to do and it's not producing fruit. Și atunci pune Dumnezeu întrebarea aceasta imposibilă. And then God asked this impossible question. Ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? What else should I have done to the vine? Mă gândesc, e ceva ce n-am făcut eu? Is there something that I haven't done? Nu, nu este nimic ce trebuia să mai fac și n-am făcut. There is nothing else I could have done. Uneori, așa suntem noi. Sometimes we are like this. Dumnezeu își face partea. God is doing his part. Însă sunt momente în viață când gândim diferit. But there is moments in life when we think different. Omul acela când a murit și a ajuns în iad a învățat câteva lucruri. This person who ended up in hell, he learned a few things. A învățat că ce faci pe pământ te urmărește dincolo. He learned that whatever you do on earth here is going to follow you after life. A învățat că ajuns în iad nu mai poți să te duci niciodată în rai. He learned that once you arrive in hell you can never return. A învățat că frații lui n-au nevoie de minuni, au nevoie de evanghelie. He realized that his brothers do not need to see any miracles, they need the gospel. Putem să să vedem minuni toată ziua, dar asta nu înseamnă că vom deveni mântuiți. We can see miracles all day long, this does not guarantee that we're going to end up saved. Vom deveni doar impresionați. We will be impressed. Minunile ne impresionează. Miracles usually impress us. Evanghelia lui Dumnezeu ne mântuiește. The gospel is saving. Iar mântuirea poate fi primită doar în viața aceasta pe pământ. You can only receive salvation in this life and on this earth. Dacă fratele Gheorghe n-ar fi făcut lucrul acesta până acum, acum nu l-ar mai putea face. If brother Gheorghe wouldn't do this at the right time, now would have been too late. Nu ni se pare nouă ciudat că oamenii dau mâncare morților, mai mănâncă morții? Uitați-vă dumneavoastră la un mort. Cum să mai mănânce? Unde să bage mâncarea? Don't you find it weird that sometimes people try to feed the dead? Look at the dead person, he cannot eat. Vremea când putem mânca, când putem bea apă, când ne putem pocăi, este aici. The time where we can repent, the time where we can eat and drink is here and now. La o nuntă, mesajul acesta n-ar avea nimeni chef să-l asculte. At a wedding time, this message wouldn't be appropriate.
Dar la o mormântare lucrurile stau diferit. But in a funeral, in a setting like this, it's different. Pentru că moartea este aici. Because death is right here. Aici împreună cu noi este o persoană care nu mai are viață. Together here with us is a person who doesn't have biological life anymore. Este un trup fără viață. There is a body without the biological life. Să nu vă supărați pe mine. Don't get mad at me. Dar acesta este viitorul nostru. This is our future. Dacă nu ne pocăim, if we do not repent, vom merge într-un loc de unde nu mai există nicio scăpare. We will go into a place that there is no escape. Ce motive avem să pierdem onoarea, șansa și privilegiul acesta? What is the reason that we miss this honor to be saved and this salvation? În sufletul dumneavoastră există liniște, pentru că patriarhul familiei dumneavoastră a plecat în cer. In your soul you find yourself at peace because your grandfather left and he went to heaven. Stimați copii și nepoți. Dear children and nephews. Locul unde a mers dumnealui este singurul loc bun din univers. The place where he went is the only best place in the whole universe. Doar acolo este odihnă și eternitate. Only there we find peace and rest. Pentru câțiva ani suntem în stare să ne vindem eternitatea. For a few years here on earth we sometimes sell the eternity. Profit de ocazia aceasta și vreau să vă spun insistent să nu faceți lucrul ăsta. I want to take advantage of this moment and I want to tell you very seriously, do not lose the way of being saved. Și dumneavoastră sunteți la fel de muritori ca noi. All of us are the same way, we all will die one day. La fel de fragili. We are very fragile. Un COVID ne bagă în spital. COVID can bring us to the hospital. Ne pune pe life support. Can put us on a life support. Un simplu COVID. A simple COVID. În lumea asta sunt milioane de virus. There is millions of viruses in this world. Și Dumnezeu până astăzi ne-a protejat. And God up until today he protected us. Dar va veni un timp în care ne va expune. But one day he will expose us. Pentru că trebuie să plecăm. Because we need to leave. Întrebarea este unde? The question on the floor is where are you going to live? Am ajuns la timpul la care trebuie să ne oprim. We have come to the time that we have to conclude. Și mai precizăm încă o dată că patriarhul familiei dumneavoastră prin credința pe care a avut-o. We want to say once again that your grandfather through the faith that he practiced and had. Credință care a fost văzută în faptele dumnealui. A faith that was expressed through actions. Ne dă dreptul să spunem că a fost un om mântuit. Gives us the right to conclude that he is a saved person. La fel trebuie să fim și noi. We have to do the same thing. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră. We pray for each one of you. Toate familiile dumneavoastră din marea familie Sabo. All your families from extended family Sabo. Dumnezeul slavei să vă mângâie, să vă binecuvinteze și să binecuvinteze casele dumneavoastră și viitorul dumneavoastră. May the God of glory comfort you and bless your house. And your future. Amen. Amen. Dragii mei, ne oprim rugându-ne Domnului la încheierea serviciului divin. We're going to conclude here and we want to pray before this end of service. Și vă rog respectos să vă ridicați. And I invite you respectfully to stand. Și o să-l invit pe fratele Cosmin Knejevici să rostească rugăciunea aceasta de încheiere a serviciului de pirveghi. Să îi binecuvintezi, Doamne, ca
fie cu toții, Doamne. Această zi a întâlnirii, Doamne Dumnezeule, te rugăm să o pui în inima fiecăruia dintre noi, Doamne. Căci atunci când vei veni pe norii cerului, Doamne, pe fiecare dintre noi să ne chem pe nume ca rog bun, Doamne, pentru împărăția Ta. Îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru cuvântul Evangheliei, îți mulțumim, Tată din ceruri, pentru harul pe care l-ai lăsat peste noi și îți mulțumim, Doamne, că în continuare ne vei ține pe fiecare în brațul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reașezați. În numele familiei, vrem să vă mulțumim, dragi frați și surori, pentru prezență. On behalf of the family, we want to thank you for your presence here tonight. Apreciem foarte mult efortul dumneavoastră. We appreciate your effort. Vrem să mulțumim celor doi frați păstori care au venit să fie cu noi. We want to thank the two guest pastors that came to be here with us tonight. Fratele Băli și fratele Bochean. Fratele Băli și fratele Bochean. Înainte să ne despărțim așa cum se procedează în cultura noastră, before we are dismissed as we proceed in our culture, vrem să oferim posibilitatea fraților care au venit din respect pentru durerea dumneavoastră aici. We want to offer the brothers and sisters that came with respect for this event. Să le oferim posibilitatea să treacă pe lângă dumneavoastră și să vă adreseze cuvinte de condoleanțe, de mângâiere, de încurajare. To come by the family and to address words of comfort and encouragement. Însă, înainte să ajungem chiar acolo, vreau să spun două, trei lucruri despre ce se întâmplă mâine. But before we're ending the service, I just want to tell you two, three things about tomorrow. Mâine la ora 12 va avea loc aici serviciul de mormântare. Tomorrow at 12 we will have here the funeral service. Așa cum facem de obicei, o să avem aproximativ o oră plus minus un serviciu aici și apoi ne vom îndrepta la spre cimitir. Just like we always do, we would have an hour service here and then we will go from here to the funeral place. Dacă aveți posibilitatea să fiți cu noi, vă rugăm să faceți lucrul acesta. If you have the possibility to be here tomorrow, we would like to have you here. Dumneavoastră știți că odată în viață fiecare dintre noi stăm pe banca aia. You know that all of us one day we sit on these benches in front. Ne rugăm pentru frații noștri să primească mângâiere și binecuvântare de la Dumnezeu. We pray for you, brothers, to receive comfort from God. Acum invit familia să se ridice și să se așeze așa în față. Now we invite the family to come up front. Și invit frații și surorile să vină pe culoarul ăsta unde este camera video. And I invite the brothers and sisters to come through here. Să trecem pe lângă frații noștri, pe lângă familia alergită Sabo și să le adresăm cuvintele noastre de mângâiere. To come by and address words of comfort. În timpul acesta va cânta fanfara. In this time the band will sing. Punem numele Domnului și mângâierea Duhului Sfânt peste viețile dumneavoastră. We place the name of Jesus Christ over you and your lives. Dumnezeu să vă binecuvinteze. May the Lord bless you. Amin. Amen.